Alexandra Mârca s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Paris. Ea va evolua pentru a treia oară consecutivă în proba de tir cu arcul la o ediție a Olimpiadei. Alexandra Mârca și-a adjudecat biletul pentru Paris la turneul de calificare din Antalya. Arcașa în vârstă de 30 de ani a învins-o în duelul decisiv pe Azera Iailalgul Ramazanova cu scorul de 6-0. Mârca with a 9 does it here for a 6-2 victory. În afară de Alexandra Mârca, în proba de tir cu arcul va participa și Dan Olaru. Moldova are deocamdată 15 sportivi calificați la Jocurile Olimpice de la Paris.